găsit la o nouă emisiune Descoperă Gorjul. În ediția de astăzi veți vedea cum s-au bucurat localnicii din Târgul Ogrești la sărbătoarea comunei care s-a desfășurat pe 6 august. Cu această ocazie, autoritatea locală a organizat o serie de evenimente atât pentru localnici, cât și pentru toți cei care au ales să participe la zilele comunei Ogrești. Rămâneți alături de noi! Comuna Ogrești astăzi este în straie de sărbătoare pentru că în comună la noi datează de foarte, foarte mulți ani un bâlci, bâlci foarte renumit în țară. Avem negustori din toată țara care vin la noi aici pentru că bâlciul are o vechime destul de mare. De când am preluat mandatul de primar, am încercat și am și reușit să odată cu sărbătoarea, odată cu bâlciu, să activăm și diferite activități culturale. În primii ani am început cu un concurs, iar suntem în al șaselea an, la a șasea ediție a unui festival care se cheamă Hora din Străbuni și o să vă spun și de ce i-am dat această denumire. I-am dat această denumire pentru că cu ani în urmă Comuna Ogrești a făcut parte din comunele de top ale județului Gorj, în care Hora era renumită și de asta am și dat Hora din Străbuni. Legat de activitățile culturale pe care le desfășurăm astăzi, așa cum v-am spus, suntem la a șasea ediție a unui festival. Avem concurenți de pe Valea Maradiei, de pe Galbenu, chiar de pe Lotru, chiar am fost sunat și am dat curs solicitării dumnealor. Ce comune? V-am spus, de Valea Maradiei sunt toate, de la Crușetul încoace. Polovragiu, Brezoi, Mătăsari. Super, l-am văzut microbuzul. O să avem foarte mulți concurenți, așa cum v-am spus, este unul din bâlciurile mari ale județului Gorj. Eu l-aș putea clasa pe aici, pe lângă Tismana, pe lângă, nu știu, Bodinești, Polovragiu rămâne în topul cel mai ca fiind cel mai mare bâlci din județul Gorj. Vin și interpreți de seamă? Da, o să avem și interpreți de seamă. Așa cum v-am spus, la ora 10 este preselecție, la ora 12 va avea loc deschiderea propriu zis a festivalului, până la ora 16, până la ora 18, pe scena amplasată în bâlciu de la noi din Ogrești, va avea loc concursul celor copiilor care vin la noi în localitate pentru a-și arăta talentul. După terminarea festivalului, de la ora 19, ansamblul folcloric Doina Gorjului va da un spectacol de 3 ore, spectacol cu componenții ansamblului folcloric Doina Gorjului, Olguța Berbec, Roberta Crintea, Maria Loga, Zamfira și toți componenții ansamblului folcloric Doina Gorjului. Și alții. Doina. Da. La nivelul comunei Ogrești am reușit să modernizăm, să dotăm și să avem un centru de sănătate de talie europeană. Deci asta cred că este cea mai mare mândrie, pentru că avem aparatură modernă, avem ecograf, avem cam tot ce este nevoie într-un centru de sănătate și permanență, pentru că atunci când este o urgență, atunci când cetățenii noștri vin să se trateze de diferite boli, pot să o facă și totodată înainte de a se trata pot să fie și descoperiți dacă mai au și altceva. După aceea avem că investigații, da, se pot face investigații. Și diagnosticare. Avem după aceea o satisfacție
o am împreună cu Consiliul Local, cu aparatul de specialitate, pentru că nu singur am putut să realizez. În luna decembrie am reușit să punem în funcțiune, să recepționăm pentru prima dată în comuna Logrești, un tronson de 11 km de apă și canal. Un lucru foarte important, pentru că, așa cum se știe, aveam un sat în comuna Logrești care, datorită erupțiilor petroliere de prin anii 88-89, nu aveau apă potabilă în fântâni. Apa din fântânile cetățenilor din satul Colțești este sărată. Ei, iată că în momentul de față avem apă potabilă, avem apă potabilă de la o mare adâncime, vorba de 260 de metri. În urma analizelor pe care le-am efectuat, s-a constatat că apa este foarte bună și nu am fost nevoit să dotăm stațiile de tratare decât cu clorinare preventiv. Și asta pentru că încolo apa este foarte, foarte bună. Și sunt fica comunei Logrești și prezint cea de-a 6-a ediție a festivalului Hora din Străbun. Dau cuvântul domnului primar Băluță Ion. Bună ziua! Iată-ne tot împreună și asta datorită dumneavoastră, cetățenii ai comunei Logrești, datorită dumneavoastră că ați avut încredere în mine, ați avut încredere în echipa pe care v-am prezentat-o. Ocazie cu care vă mulțumesc. În aceeași măsură, mulțumesc și celor care n-au avut încredere și cred că trebuie să fac eforturi mai mari să-i conving și pe ceilalți. A mai trecut un an de când de pe această scenă prezentam festivalul ediția a 5-a, an în care comuna Logrești a mai pus ceva la realizări și dacă anul trecut aveam peste stradă o improvizație, acum avem o pompă de apă, pentru că în luna decembrie s-a finalizat și recepționat rețeaua de apă și canal. De altfel, în acest an de când nu ne-am auzit sau ne-am auzit și ne-am întâlnit pe ulițe, avem la nivelul comunei Logrești un centru de sănătate cu care pot spune că ne putem mândri, pentru că este de talie europeană. Este o realizare a noastră, o realizare a dumneavoastră, a dumneavoastră celor din Logrești și a celor din comunele învecinate. Centrul de sănătate în luna noiembrie a primit acreditarea Ministerului Sănătății. Asta înseamnă că a corespuns din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al administrației Centrului de Sănătate. De altfel, avem în momentul de față finalizată asfaltarea a 3 ulițe, pentru că obiectivul nostru este ca în cel mai scurt timp toți cetățenii să iese din curte pe asfalt și continuăm cu încă 2 ulițe la Frunza și Colțești. Și ca de fiecare dată, ca să nu vă plictisesc, vreau să spun că alături de noi, astăzi aici la Logrești, avându-se în vedere că, așa cum am spus, serbăm a 6-a ediție a festivalului Hora din Străbuni, aici, astăzi, pe această scenă, își vor da concursul copii de pe Valea Amaradiei, Valea Gilortului, Valea Galbenului, de la Mătăsari și iată că au ajuns la noi în localitate și copii de la Brezoiu. Asta înseamnă că avem un renume
Știm cu toții că acest bâlci de la Logrești datează de foarte, foarte mulți ani. Este renumit și ăsta este motivul pentru care foarte mulți concurenți vin aici la noi. Și ca deși fiecare dată nu putem să trecem și să serbăm acest eveniment fără autoritățile județene, fără parlamentarii, fără consilieri locali, consilieri județeni, și de data aceasta avem alături de noi acești reprezentanți și, nu în ultimul rând, colegi primari de pe Valea Amaradiei și din zonele de unde v-am spus, care au venit să-și însoțească copiii care își vor da concursul astăzi pe această scenă. Îi invit în scenă. Vă rog, domnii reprezentanți ai autorităților județene, Parlamentul României, Consiliul Județean, Consiliul Local, primar de pe zona Logreștiului, poftiți, domnul deputat Weber, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Ciprian Florescu, doamna primar de la Stoina, domnul inspector școlar general, domnul consilier județean Andrei Maioreanu și domnii consilieri pe care i-ați votat acum câteva luni împreună sau pe aceeași listă cu mine. Poftiți! O să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte sau să ne spuneți nouă astăzi aici la Logrești câteva cuvinte. Pentru asemenea oameni, mă bucur că pot să încep să ne cuvintesc ceva și anume. Primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc în faptul că am această posibilitate să fiu alături de noastră în această minunată zi de sărbătoare. Despre domnul primar, vreau să-mi spun câteva cuvinte. Pentru că orice mesaj trebuie să fie cât mai scurt, asta cum vă fac. Așa cum pomul se apreciază după roade, omul se apreciază după fapt. Faptele domnului primar le știți foarte bine și sunt foarte clare și să văd. Toate aceste lucruri au fost făcute numai și numai pentru comunitate. Vreau să vă urez tuturor multă sănătate, să fiți optimiști și să credeți că viitorul este nu cel care ne-l arată alții sunturi, ci că speranța există, va exista tot timpul și domnule primar, să rămâneți același om. Să rămâneți același om, același om dinamic, același om hotărât, același om aproape de semenii și de colectivitate și de comuna noastră, iar în mine și în tot ceea ce înseamnă Consiliul Local și celelalte unități administrative, veți avea un sprijin și ușa deschisă tot timpul. Mulțumesc încă o dată, la mulți ani, sănătate tuturor! V-am găsit, bine v-am regăsit și anul acesta. E a șasea ediție. Nu știu dacă mi-a scăpat vreuna, dar de fiecare dată e o bucurie extraordinară pentru mine să vin la dumneavoastră, la Logrești, și să mă bucur de minunățiile pe care le văd, evoluând de la an la an. Înainte de a spune câteva cuvinte despre această sărbătoare locală, aș vrea să vă felicit pe dumneavoastră, dragi locuitori ai localității Logrești, pentru consecvență și pentru încrederea pe care ați acordat-o în continuare domnului primar Băluță. Este unul din primarii noștri de excepție, unul din primarii care a știut să facă treabă și care a dovedit că este în continuare în grațiile dumneavoastră. Vă felicit din suflet pentru tot ceea ce faceți, domnule primar, și vă asigur că și Consiliul Județean va fi întotdeauna alături de dumneavoastră. În ceea ce privește evenimentul de astăzi, e o sărbătoare pentru această minunată localitate, o sărbătoare pentru toți locuitorii ei, drept pentru care vă rog să-mi permiteți ca în numele Consiliului Județean Gorj și al meu personal să vă doresc din suflet sănătate, fericire, bucurii și un sincer și călduros la mulți ani. Petrecere! Ia vină domnul primar puțin așa cu mine, să facem câțiva pace așa pe aici, să vedem ce oameni au venit. Bună ziua, oameni buni! Bună ziua! Bună ziua! Nu aud, dar Logrești, o zi frumoasă, excelentă! E o comună frumoasă. Ion Băluță, îți mulțumesc pentru că te-ai ținut de promisiune. Nu știu cât am ajutat eu în toată ecuația asta, mai puțin contează, dar în sfârșit văd o comună frumoasă, văd o comună în care tradiția și folclorul sunt la ele acasă,
Văd o comună care are viitor. Uitați, copiii este aici, fie că sunt de la Stoina, fie că sunt de la Logrești sau din localitățile limitrofe, are zona rurală viitor. Și asta pentru că are oameni ca dumneavoastră și primar ca Ion Băluță. Vă mulțumesc! Merită aplauze, e adevărat! Merită aplauze și toți cei care sunt aici! Vă mulțumesc foarte mult! Voi fi mereu alături de Logrești și de Gorj, pentru că de aici, nu din Logrești, din Gorj, din Târgu Jiu, întreagă rădăcinile, iar respectul față de oameni și onorarea promisiunilor, pentru mine și pentru Ion Băluță, sunt cele mai importante. Așa să ne ajute Dumnezeu! La mulți ani, Logrești! La mulți ani, oameni buni! Maestre! La mulți ani pentru comuna Logrești! Mulțumesc frumos! De asemenea, vreau și eu să felicit pe domnul primar, să vă felicit pe dumneavoastră că i-ați acordat continuitate. Vreau să felicităm pe domnii profesori de la ansamblu Maria Lătărețu din Târgu Jiu, pentru că dumnealor toată vara o folosesc la muncă. Nu știu câte zile de concediu au, așa că merită toate aplauzele dumneavoastră alături de domnul primar al comunei dumneavoastră. Sănătate multă vă doresc și eu. Salut conducerea județului Gorj. Le mulțumesc în numele meu și în numele locuitorilor comunei Stoina pentru că de fiecare dată au fost alături și de noi la asemenea evenimente. Iar pentru dumneavoastră, încă o dată sănătate, petrecere frumoasă și la mulți ani! La mulți ani! Vă mulțumesc! Acum, în continuare, festivalul va fi susținut, așa cum spunea și doamna primar, de Școala Populară de Artă, pe care îi salut și le mulțumesc că astăzi, zi de weekend, au ajuns la noi, la Logrești, pentru a susține acest festival. Iar juriul acestui festival va fi asigurat de domnul profesor dr. Ștefan Popescu, domnul viceprimar din Căilie, de domnul Mirulescu Ștefan, de domnișoara profesor Adelina Cucu și de unul dintre moștenitorii din rădăcina Iustinei Băluțeanu, Deaconescu Dumitru. Vă mulțumesc și rog pe domnișoara prezentatoare să începem festivalul. Poftim, domnișoare! Mulțumesc! Aș dori să spun și eu că Școala Populară de Artă acompaniază concurenții pe tot parcursul festivalului cu o parte din ansamblul Maria Lătărețu. Managerul școlii este domnul Alexandru Bratu, dirijor domnul Constantin Argint. Inițiatorul tuturor festivalurilor de pe Valea Maradiei a fost și este domnul profesor dr. Ștefan Popescu, alături de toți primarii comuni. Concursul este de muzică populară și dansuri populare. Începe concursul cu Stana Ioana Elena din comuna Tănciulești, în vârstă de 8 anișori. Mult succes! Foie verde, margarit, mă uitai la răsărit, văzui primăvara, primăvara fiind. Eu cunosc vara când vine pe fluturi și pe alpine
pe fluturi și pe albi. De mărăcine. Să vă mulțumim.